Textele care au fost citate ca introducerea cuvântului ce va fi prezentat astăzi au lovit probabil un nerv, așa cum simțim uneori la dentist sau în viața noastră, un nerv sensibil. Pavel le scrie acestor oameni care se întâlneau la cina Domnului se aude că între voi sunt dezbinări, dar zice el, nu-mi nu vine să cred. În parte o cred, dar nu-mi vine să cred cu toată inima. Nu se poate. În locul în care este predicat Hristos Iisus așa ceva, nu are ce să caute. Descrie scrie el Corintenilor și ne scrie nou astăzi în ziua aceasta sfântă. Și el spune, dacă ave, are cineva obiceiul acesta, e particular, este privat, bisericile lui Hristos astfel de obiceiuri n-au. Dar de ce a fost aceasta prima povara a sufletului lui? Pentru că aceasta a fost povara inimii lui Isus în rugăciunea de mare preot. Pentru acest lucru strigă la Dumnezeu, te rog ca tot să fie una, te rog ca tot să fie una. Porțile locuinței morților nu pot să înfrângă Biserica lui Hristos, dar din mijlocul Bisericii lui Hristos, spune Pavel, se vor ridica primejdii mai mari decât cele care aveți din afară. Așa că astăzi suntem în fața unei mari provocări. Și nu un om, ci Domnul ne întreabă așa. V-ați adunat să vă faceți mai buni sau v-ați adunat să vă faceți mai răi? Pavel de plânge, zice: Îmi pare rău de ce se întâmplă acolo, pentru că, zice, în situația aceasta voi vă aduna să vă faceți mai răi. Și în cazul acesta, lipsa era mai bună. Dar prilejul și privilegiul pe care ni-l oferă Dumnezeu nouă astăzi la cina Domnului este cel pe care l-a oferit totdeauna. Nu e vorba de simplu de a trece printr-un ritual, ci este vorba de a deveni mai bun în fața lui Dumnezeu. Trebuie să plec pe ușa aceasta astăzi cu mărturia Duhului în cugetul meu că Dumnezeu mi-a ajutat să plec mai bun decât am venit în locul acesta. Nu, n-am ajuns, ținta alerg spre țintă, știu. Nu fac pe fals, falsul modest aici. Dar pentru aceasta m-a chemat Dumnezeu aici. Pentru aceasta ne-a chemat El pe toți ca să, așa spune cuvântul, ca să ne facem mai buni. Și dacă cineva are loc în viață și în inimă pentru a fi mai bun, acesta e, acesta e prilejul. Aceasta e o ocazia. Fiecare se cunoaște pe sine. Așa scrie Sfânta Scriptură. Fiecare să se cerceteze pe sine. Și care este lucrul acela în care strigi și cer lui Dumnezeu ca astăzi să pleci mai bun din locul acesta? spune i bunul lui Dumnezeu, nu e nevoie să te ridici în picioare, să faci un vot, ceva. spune i bunul bunului Dumnezeu, am o problemă în viață pentru care am venit înaintea ta astăzi și cu care aș dori să plec mai bun de aici, n-aș dori să plec și să mă întorc așa cum am venit în locul acesta. Aceasta este sfânta provocare ce ne este adresată astăzi. Acesta este mesajul cinei Domnului. Aici se ascunde în rugăciunii de mare preot al lui Isus. Pavel Apostolul ne scrie lucrurile acestea. Paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos, adică te faci părtaș sângelui lui Hristos. Dar fii atent, spune Pavel, nu poți să ai părtășie și cu Hristos și cu... Nu se poate așa ceva. Dacă ai părtășie cu Hristos, niciodată n-ai părtășie cu căile întunericului, iar dacă ai părtășie cu căile întunericului, niciodată cu sângele lui Hristos. Paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm înseamnă împărtășirea noastră. Noi suntem diferiți. Fiecare om este nat natural, este unic în Universul lui Dumnezeu, dar... Sângele lui Hristos cu care noi ne împărtășim acest, prin acest simbol astăzi este unul și același. Devenim părtași, avem o notă comună, îndată ce am sorbit din paharul acesta, avem o notă comună. Indiferent cât de diferiți am fi noi sau am vedea lucrurile, nota comună este sângele lui Hristos care a fost vărsat pentru noi. Împărtășirea cu sângele lui Hristos. Așadar, și eu m-am împărtășit cu sângele lui Hristos și aproapele meu care este lângă mine s-a împărtășit cu același sânge. Asta spune mult. Te rog, Tată, insista Iisus. Tată, te rog ca ei să fie una cum eu și cu tine. Suntem una. Așa să fie ei. Aceasta e rugăciunea lui și îl repetă. Și repetă acest lucru. Acesta e principalul punct, pentru că era atât de, de important lucrul acesta, încât Mântuitorul îi invoca prezența Tatălui în lupta aceasta. Eu i-am păzit să fie una cât am fost eu cu ei. Ei sunt una în afară de fiul pierzării. Dar acum păzește-i tu, eu mă întorc la tine, păzește-i tot în acest, în acest, domeniu. Paharul binecuvântat este împărtășirea lui Hristos, iar pâinea despre care vorbim aici. Noi care suntem mulți, suntem un trup, căci toți Luăm o parte din aceeași pâine. Cine este pâinea aceasta? Este Hristos. Deci am luat o parte din această pâine, toți. Prin aceasta, noi am devenit un trup. Și acum Biblia ne avertizează: cine ia în chip nevrednic așa ceva, se face vinovat. Ce înseamnă nevrednic? Păi dacă bem din același pahar, dar suntem dezbinați, aceasta nu e vrednicia la care ne-a chemat paharul acesta. Dacă gustăm din aceeași pâine, dar suntem dezbinați, aceasta nu este frăția la care ne-a chemat pâinea aceasta. Ești parte din problemă sau parte din soluție? Trebuie să te întrebi Sfânta cină nu este un ritual așa în trecere de trei ori pe an sau de patru ori pe an, nu, ci este un moment de întâlnire personală față în față cu realitatea Domnului nostru Isus Hristos. Și Biblia spune că trebuie să fie însoțită de o puternică cercetare de sine. Fiecare dar să se cerceteze pe sine și așa să întindă mâna să ia paharul acesta. Acela căruia îi voi întinde ca el este omul. Te-ai cercetat, am întins mâna și zice, în clipa aceea, Satan a avut acces. Este un mare prilej în care ființa noastră se va umple cu Duhul lui Dumnezeu sau ființa noastră va alunga pe Dumnezeu din ea. Cina Domnului este înfricoșătoare prin faptul că, așa cum a spus Cuvântul lui Dumnezeu, să faceți acest lucru mărturisind-mă pe mine. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei. Prietenii noștri nu au vorbit despre misiunea lor în lume și ne-am bucurat și ne bucurăm și să-i însoțească Dumnezeu. Dar Mântuitorul nostru l-a spus, printr-un singur argument va cunoaște omenirea. Prima venire despre care spuneau ei, noi vorbim de a doua, trei sferturi din lume, nu știe de prima venire. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă aveți avea dragoste unii față de alți. Este un text în Proverbe unde spune că furnicile se țin de treabă și fac treabă fără să aibă comitet. Cum ori fi făcând treaba asta, nu-mi dau seama. Fără pastor, dă niciunele. Dar nu stă nimeni degeaba, toată lumea lucrează. E de neimaginat ce să fie la mijloc, au motiv comun. Ce este la mijlocul sau în inima unei biserici care trăiește în armonie și frăție, au un motiv comun. Acesta este paharul și pâinea cu care ne împărtășim astăzi, vorbind despre acela care este pâinea și vinul vieții noastre. Acesta este exemplu și pilda pe care el îl dă atunci când spune ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta, care pâine? A unirii? Pâinea frăției? Ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta, accentuează cuvântul, și beți din paharul acesta, nu celălalt pahar, vestiți moartea Domnului până va veni El. De aceea fiecare trebuie să se de pe sine, să se întrebe, sunt eu părtaș cu Hristos? sau nu? Cinstea sufletului nostru față de noi înșine este cea din tâi datoria noastră, fi cinstit în sufletul tău cu tine însuți. Este groaznic să înșel pe cineva, cu cuvinte, cu o privire, cu niște gesturi, este și mai groaznic să-ți înșel propriul tău suflet. Iar dacă ți înșel propriul tău suflet, n cum să trăiești decât înșelând, pentru că vine din lăuntru lucrul acesta. Fii curat la suflet cu tine însuți și spuneți adevărul. Văd în mine altă lege, văd în mine altă pornire, văd în mine alt fel de a răspunde. Iubiții mei, astăzi suntem chemați de Bunul Dumnezeu să urcăm o treaptă mai sus. Suntem chemați să ne apropiem și mai mult de locul spre care am pornit. Ținta este Hristos. Și care este locul acesta? Care este lucrul la care ne cheamă Dumnezeu astăzi să mergem mai sus? Cina Domnului nu este un eveniment care se petrece odată la atâta timp ori de câte ori veți lua lucrul acesta. Cina Domnului este un mod de viață. Cina Domnului nu este un eveniment odată pe săptămână. Cina Domnului este permanentă în Sufletul nostru. Ceea ce se petrece astăzi este doar un refresh. Dar adevărata cină a Domnului sună diferit. Apocalips 3.20 Eu stau la ușă și bat și dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el și voi cina cu el. Noi ne adunăm aici numai ca să reîmprospătăm această imagine, dar adevărata cină, adevărata cină, este cina sufletului tău cu Dumnezeu în viața și ființa ta, voi intra la el, voi cina cu el. Dar cât și până când? Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și tatăl meu îl va iubi, noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Iisus era într-o relație de locuire cu tatăl, nu de prietenie, nu de cunoștință, de locuire Tatăl care locuiește în mine, spunea Iisus, face aceste lucruri. Hristos în voi, pentru care suferi iarăși durerile nașterii, până Hristos va lua chip în voi. Hristos în voi, nădejdea slavei. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă și suntem schimbați în același chip al Lui. Aceasta este cina adevărată. Aceasta e adevărata cină. Ea este ceva permanent, ceva neîntrerupt în ființa noastră. De aceea se numește viața veșnică trăită pe pământ. Acesta este începutul. Nu crezi că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine? Cuvintele pe care vi le spun eu, nu le spun eu, ci Tatăl care locuiește în mine, El face aceste lucruri. Iubiții mei, dacă în adevăr Isus este starul, dacă El este centrul privirii noastre, atenției noastre, ca să folosim cuvintele Doamnei Oprea, când i s-a cerut să dea un interviu în biserică, a zis, zice, aici altcineva este starul, aici altcineva este pastorul, aici altcineva e diaconul, aici altcineva e prezbitorul, aici altcineva e cântărețul, aici altcineva este cel care este în bancă, altcineva. Nu este vorba despre cineva, ci este vorba despre altcineva în toate lucrurile. Prin harul bunului Dumnezeu, să citim cu mare atenție cele trei versete ale Psalmului 133, cu care bunul Dumnezeu ne invită astăzi la masa lui. Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Nu este totdeauna plăcut și nu este totdeauna dulce din practica vieții noastre. Mărturisim lucrul acesta. Dar cuvântul acesta, frații, împreună, cuvântul împreună înseamnă în unire, în armonie, în frăție. Aceasta înseamnă acest împreună. E plăcut lui Dumnezeu așa ceva. Versetul 2. Este ca un delemnul de preț care este turnat pe capul lui Aron și se coboară pe marginea veșmintelor lui în referire directă la lucrarea preoțească a Domnului nostru Isus Hristos dragostea și unirea noastră, frăția noastră în cina Domnului, este un de lemnul turnat pe capul lui Isus. Și versetul 3. Este ca roa Hermonului care se coboară pe munții Sionului și căci acolo dă Domnul binecuvântarea care constă în cine știe. Acolo dă Domnul binecuvântarea? Nota 10. Viața veșnică. Aici duce frăția și prietenia Noastră. Nu este un lucru ușor de obținut frăția și armonia și dragostea frățească. Iubirea vrăjmașilor este totalmente împotriva naturii și firii noastre. Nu este ușor deloc, vreau să spun. Este cea mai grea din toate luptele care s-au dus vreodată. Dar ce roade frumoase poate aduce. Aici dă Domnul binecuvântarea, viața pentru veșnicii, la aceasta să ne ajute El. Amin.